11 focare de peste porcină africană la porci domestici sunt înregistrate la moment pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, 7 focare sunt în raionul Cahul, satele Manta, Roșu, Burlăceni, Crihana Veche și Cucoara, 2 la Cantemir, satul Gotești și câte unul în raionele Nisporeni și Cimișlia, satele Milești și Gura Galbenei. Totodată, pe parcursul anului 2019, a mai fost înregistrat un focar la Mistreț, în fondul Silvic Lipcani-Briceni, care a fost localizat. Această zonă se va afla pe o perioadă de 24 de luni sub monitorizare. Încă un focar a fost depistat la porci domestici în satul Beșgheos, Ceadărlunga, care a fost eradicat cu succes pe data de 16 mai curent. În acest context, ANSA solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile sale teritoriale, medicii veterinari sau autoritățile publice locale în cazul îmbolnăvirii și pieririi animalelor sau a depistării cadavrelor de porci domestici sau mistriți. Totodată atenționează proprietarii de porci să nu utilizeze înfurajarea acestora cereale, inclusiv iarba și fâinul recoltate în acest an, deoarece persistă riscul ca acestea să fie contaminate cu virusul pestei porcine africane. Acestea pot fi utilizate doar după depozitare pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare. La fel, nu utilizați în hrana porcilor resturi culinare, care de asemenea pot determina îmbolnăvirea porcilor cu virusul pestei porcine africane. Mai mult, ANSA solicită cetățenilor care merg la picnicuri să nu arunce la întâmplare resturi culinare, deoarece pot cauza astfel îmbolnăvirea mistreților cu pesta porcine. Tot în acest context, agenția solicită cetățenilor de a nu procura produse alimentare din carne de porc din țările vecine în scopul aducerii acestora în Republica Moldova din motivul riscului pe care îl reprezintă. De menționat că în cazul morții și nimicirii porcilor din cauza pestei porcine africane, despăgubiri vor primi doar proprietarii a căror animale au fost identificate și înregistrate în conformitate cu prevederile legii.